Endomip, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul endocrinologiei pentru prevenirea maladiilor cu impact populațional. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Acest material este realizat cu finanțare din proiectul Endomip, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical pentru prevenirea maladiilor cu impact populațional, cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul Endomip a fost inițiat de către Institutul Național de Endocrinologie CEI Parhon, având ca manager de proiect pe doamna conferențiar dr. Adina Ghemigian. În cadrul acestui proiect au beneficiat de cursuri peste 250 de medici specialiști endocrinologi, precum și alte specialități care fac parte din echipa medicală care îngrijește pacientul cu afecțiune endocrină, respectiv cardiologi, ginecologi, dermatologi, pediatri, chirurgi, medici de familie. Partener în cadrul proiectului Endomip a fost Asociația Partner, care a realizat cursuri și academii de vară pentru peste 700 de asistenți medicali care fac parte din aceeași echipă medicală. Tot în cadrul acestui proiect s-au mai realizat stagii clinice, conferințe naționale și workshop-uri cu schimb de bune practici cu experți internaționali. Pentru echipa medicală care îngrijește pacienții cu afecțiune endocrine, s-a realizat un ghid de bune practici, iar în mod special pentru endocrinologi, un compendiu. Toate aceste materiale au fost realizate de către experți din cadrul Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon, sub îndrumarea doamnei conferențiar dr. Diana Loreta Păun, în calitate de coordonator științific. Pe lângă această activitate de informare a întregului personal medical, s-au realizat și 3 standarde ocupaționale care vor sprijini echipa medicală în activitatea curentă, degrevând personalul medical specializat de activitățile administrative, respectiv recepționer medical, transcriptor medical și asistent coordonator programe naționale boli netransmisibile. Bună ziua! Astăzi, 25 mai 2021, suntem aproape de finalul proiectului nostru Endomip, în cadrul căruia ați vizualizat tutorialele pe care le-am făcut urmarea sugestiilor dumneavoastră. Astăzi am plăcerea și onoarea de a vă prezenta 2 invitați speciali. Este vorba despre domnul manager Alexandru Velicu, managerul Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon, și doamna conferențiar dr. Adina Ghemigian, manager al proiectului Endomip. Acest proiect a fost inițiat de către doamna conferențiar Adina Ghemigian și a fost dezvoltat ulterior cu sprijinul domnului manager. I-am invitat să ne facă un rezumat, o viziune de ansamblu asupra proiectului care încă mai derulează până pe 10 iunie, conferința națională, stagii clinice, cursuri online, cursuri on-site, workshop-uri cu participare internațională la care sunteți invitați. Dragi colegi, stimați pacienți, în calitate de manager al Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon, am astăzi onoarea să vă prezint câteva detalii legate de cel mai mare proiect POCU cu finanțare nerambursabilă implementat la nivelul institutului pe care îl reprezint, un proiect prin care s-a realizat un adevărat pionierat. Informațiile detaliate în continuare sunt doar câteva dintre rezultatele extraordinare obținute în cadrul unui proiect care, deși s-a confruntat cu provocări pe toată perioada de implementare, a reușit să atingă și chiar să depășească toate obiectivele asumate în cadrul cererii de finanțare. În ciuda faptului că endocrinologia este o specialitate esențială și direct corelată cu toate celelalte specializări medicale, informațiile disponibile sunt limitate. Astfel, prin intermediul tuturor acțiunilor întreprinse în cadrul acestui proiect, Institutul Național de Endocrinologie
a reușit, pe de o parte, să formeze adevărate nuclee de învățare în rândul specialiștilor medicali, care vor transforma la rândul lor cunoștințele acumulate, atât prin punerea în practică a noțiunilor asimilate în activitatea profesională desfășurată zilnic, dar și capacitatea de diseminare a informațiilor în mediul profesional și în cel personal, ducând astfel la un efect de bulgăre de zăpadă și respectiv la influențe vizibile pe termen lung. Și mai mult decât atât, a reușit să reconfirme rolul de instituție cheie pentru domeniul endocrinologiei, atât în România, cât și în mediul internațional. Un scurt istoric, dar foarte important, pentru a înțelege contextul, urmează să fie prezentat de către doamna conferențiar universitar dr. Adina Ghemigian, managerul proiectului. Proiectul a fost scris de o echipă de profesioniști care au înțeles exact ce se dorește la ora actuală, care sunt așteptările și ce înseamnă să devii performant. Ca urmare, proiectul nostru a câștigat suficient de mare punctaj pentru a fi admis, iar contractul de finanțare a fost semnat în decembrie 2017. A urmat o perioadă inițială în care am așteptat punerea la punct a reglementărilor legale pentru procedurile de selecție ale participanților și mai ales de finanțare și de plata acestora. Lucrurile s-au rezolvat. A urmat încă o perioadă de instabilitate managerială și în sfârșit, la începutul anului 2019, deci cu o întârziere de aproape 14 luni, proiectul a pornit. Echipa de implementare a proiectului a depus toate eforturile și dovadă toate câte s-au realizat până acum pentru a recupera timpul pierdut, pentru a modifica graficul de execuție a celor care erau prevăzute în contractul de finanțare și pot spune, fără să mă laud, că am reușit să facem destul de multe lucruri. Aproape toate acțiunile prevăzute în contractul de finanțare au fost realizate, cu unele excepții care s-au datorat perioadei prin care am trecut cu toții, perioada pandemiei, unde echipa de implementare, profesioniștii au reușit, s-au mobilizat și ne-am adaptat activităților, modului de realizare a tuturor activităților. Domnul manager a participat alături de noi la toată această perioadă și poate să vă spună din punctul dânsului de vedere cum s-au văzut lucrurile. Acum că mai e puțin timp și ca și notă personală că proiectul este aproape de final, e acel sentiment că cu toate problemele întâmpinate, cum s-au desfășurat lucrurile, îți dorești parcă să nu se oprească și proiectul să continue. Bun, de realizările acestui proiect am spus să vorbiți dumneavoastră ca manager al institutului, ce am realizat. În contextul crizei sanitare declanșate de către pandemia SARS-CoV-2, s-au scos în evidență, în primul și în primul rând, capacitatea extraordinară de adaptare atât a întregii echipe implicate în managementul și în implementarea proiectului, precum și a echipei din cadrul institutului, ținând cont de faptul că în prezent vorbim de un proiect aflat în ultimile luni, cum vă spuneam, de implementare, proiect care lasă în urmă o serie de rezultate spectaculoase cu un grad de sustenabilitate deloc de neglijat, pe care vi le voi prezenta în continuare pe scurt. În primul rând, e vorba de educația medicală continuă și ne referim aici la programe de formare organizate cu respectarea standardelor de calitate excepționale, prin prisma numărului mare de solicitări primite din partea specialiștilor medicali. Programe de formare previzionate inițial au fost suplimentate prin acte adiționale. Astfel au fost organizate un număr de 11 cursuri la fața locului, cum le spunem noi, și alte 5 cursuri care au fost realizate online prin intermediul platformei digitale Cisco Meetings,
Toate programele de educație medicală continuă au fost structurate sub forma a două cursuri într-unul, cu următoarele componente. Prima, vorbim de patologia indusă deficitului endemic de iod, disfuncții tiroidiene, impactul asupra sarcinii și fătului, și cel de-al doilea, cancerele endocrine, actualități în patologia endocrină a copilului. Aceste cursuri au fost organizate în cadrul proiectului, susținute de către personalități de renume în domeniul medical, și cu titlul de exemplu aș vrea să le enumer pe doamna conferențiar universitară dr. Diana Păun, doamna dr. Monica Gheorghiu, doamna dr. Anda Dumitrașcu, doamna Mariana Purice sau domnii dr. Traian Pătru și domnul conferențiar dr. Horea Ursu, adevărați profesioniști în domeniul endocrinologiei și cu care lucrăm în fiecare zi, care au gestionat aceste cursuri la cel mai înalt nivel și au adus, prin materialul științific prezentat, o contribuție considerabilă la îmbunătățirea competențelor personalului medical. Un al doilea criteriu, mă refer la cele trei standarde ocupaționale. Vorbim aici de un rezultat unic cu o valoare extraordinară atât la nivel național. Datorită acestui proiect, nomenclatorul de meserii va fi îmbunătățit cu trei noi standarde, respectiv recepționer medical, transcriptor medical și asistent coordonator programe boli curative și netransmisibile, care definesc pentru prima dată reperele de ordin calitativ general acceptate pentru trei meserii extrem de utile pentru piața muncii din România și pentru sectorul medical. Prin intermediul acestui rezultat, Institutul CEI Parhon a pus o adevărată piatră de temelie în ceea ce privește dezvoltarea nomenclatorului de meserii cu standarde relevante pentru domeniul medical. Un alt punct atins este ghidul de bune practici. Vorbim de echivalentul unui adevărat tratat de medicină la care o întreagă echipă de specialiști a lucrat aproximativ un an și care este de altfel primul material de acest gen elaborat în România. Informațiile prezentate în acest ghid sunt de o utilitate incontestabilă în contextul în care vine în întâmpinarea specialiștilor endocrinologi și nu numai. Un alt obiectiv atins a fost reprezentat de către 45 de tutoriale video elaborate de către întreaga echipă de profesioniști și care prezintă într-o manieră clară o serie de informații extrem de utile, atât grupului țintă direct implicat în activitățile proiectului, dar și oricărui alt specialist din domeniul medical, de la medici rezidenți până la medici specialiști, asistenți medicali și alt personal relevant. Aceste materiale reprezintă o adevărată bază informațională și vor fi postate pe o serie de platforme online pentru a putea asigura un grad ridicat de accesibilitate și vizibilitate. Un alt obiectiv atins, ne referim la facilitarea participării la evenimente internaționale și congrese pentru 75 de specialiști din domeniul medical, cu titlul de exemplu cel de-al 22-lea Congres European de Endocrinologie din 2020, evenimente de excepție recunoscute la nivel internațional, ocazie cu care au fost prezentate cele mai noi inovații de înaltă calitate, simpozioane, sesiuni de întâlniri și așa mai departe. Totodată au fost organizate 5 conferințe regionale pentru care numărul solicitărilor de participare a depășit de 4 ori numărul locurilor disponibile. S-a avut în vedere că datele și informațiile puse la dispoziția specialiștilor sunt limitate și subdimensionate în raport cu nevoile acestora și evenimentele au reprezentat o sursă reală de informare pentru personalul medical relevant, prezentând materiale actuale și conectate la cele mai înalte standarde pregătite și detaliate de
profesioniștii din domeniul implicați în proiect. Organizarea unor stagii clinice este un alt obiectiv atins prin intermediul proiectului. A avut o valoare inestimabilă și cu efecte asupra calității actului medical, mai ales în contextul epidemiologic declanșat de pandemie. Aceste evenimente au fost adaptate astfel încât să se poată asigura nivelul de calitate asumat inițial în cadrul cererii de finanțare, motiv pentru care 5 stagii au fost organizate în interiorul laboratorului și alte 2 au fost organizate online. Și probabil în niciun caz ultimul sau nu cel din urmă, un alt obiectiv este atins, este referitor la mai multe workshop-uri transnaționale organizate, moderate cu ajutorul unui număr de 5 lectori cunoscuți la nivel internațional. Vorbim pe de o parte de Giorgio Boretta, cu o experiență de 40 de ani în domeniul medical și mai bine de 38 în domeniul endocrinologiei. Vorbim de Elena Castellano, de asemenea cu experiență de mai bine de 10 ani în domeniul medical și peste 9 ani în domeniul endocrinologiei. Colegele noastre, doamna Laura Iconaru, peste 20 de ani experiență în domeniul medical și peste 18 în domeniul endocrinologiei, precum și doamna Vija Răcaru Lavinia, cu experiență de asemenea vastă, peste 15 ani în domeniul medical și peste 10 în domeniul endocrinologiei. Aceste workshop-uri au trezit interesele participanților printr-o serie de materiale realizate în conformitate cu ultimile linii directoare în domeniu, prezentate într-o manieră interactivă și inovatoare. Aș vrea să concluzionez prin impactul excepțional pe care acest proiect l-a avut la nivelul institutului și nu numai, dar mai ales practic la nivelul întregului sector medical. Ne propunem ca în ceea ce înseamnă noul program să depunem toate diligențele pentru accesarea de noi finanțări nerambursabile, cu ajutorul cărora să putem continua acțiunile deja începute și să demarăm noi proiecte care să abordeze provocările identificate la nivel de sistem, care să răspundă nevoilor specialiștilor medicali și implicit ale pacienților. Vă mulțumesc, o să o rog pe doamna doctor să tragă concluziile cu privire la achizițiile desfășurate în cadrul proiectului. În cadrul acestui proiect, achizițiile s-au situat undeva la peste 25% din bugetul proiectului și vreau să menționez mobilierul nou al amfiteatrului institutului, un sistem video-audio care transmite imaginile din sala de operație în amfiteatru pe o tablă smart inteligentă de ultimă generație, de asemenea ecograful mobil care a fost achiziționat pentru acele stagii clinice, iar pentru laborator un spectrofotometru și o centrifugă, întrucât noi te dorim să dezvoltăm în acest institut o metodă, să o implementăm, de determinare a eliminării urinare de iod, a ioduriei, știut fiind faptul că deficitul endemic de iod este încă o problemă care preocupă întreaga lume. Ce vreau să adaug la cele pe care le-a spus domnul manager este că, într-adevăr, considerăm că acest proiect al nostru a avut un impact asupra sectorului sanitar. Noi am pornit de la ideea că endocrinologia este o specialitate extrem de importantă pentru medicină, mai ales că la ora actuală se dezvoltă specialitățile de graniță, cardioendocrinologia, ginecoendocrinologia, nefroendocrinologia și așa mai departe. Deci, practic, bolile endocrine
au repercursiuni, afectează celelalte aparate și sisteme, la fel cum bolile de alte specialități au consecințe asupra funcționării glandelor endocrine. Și considerăm că prin cursurile de formare, prin de educație medicală, noi am reușit să promovăm în teritoriu, mai ales la categoria, în categoria medicilor de familie, cunoștințe pe care ei să le poată folosi în gestionarea pacienților care se adresează. Echipa care a implementat acest proiect, echipa de experți, fără să fiu acuzată de laudă, au fost niște oameni extraordinari care au știut să se mobilizeze în cele mai vechi condiții și vreau să subliniez că domnul manager al institutului nostru a fost tot timpul alături și de altfel dacă dăm filmul înapoi al anilor, de fapt și de drept acest proiect a fost reluat și a renăscut odată cu venirea dânsului în institut. Și într-adevăr a prins aripi și îi mulțumesc pentru că a fost alături de noi tot timpul. Cu mare drag! Endomip, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul endocrinologiei pentru prevenirea maladiilor cu impact populațional. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.